Bună, dragii mei! Eu sunt Miss Madi și vom intra împreună în minunata lume a artei. Știți, m-am gândit totuși să mă opresc un pic din călătorit. Mi-e foarte, foarte dor de prietenii mei. Și m-am tot gândit ce să fac să-i adun pe toți în același moment la mine acasă. Da, nu prea am reușit pentru că fiecare are altă treabă. Așa că m-am gândit la ceva special. Ceva special care se construiește și devine foarte mare. Și se construiește cu ceva foarte simplu. Eu voi folosi dreptunghiuri mari pe 3 etaje. De-abia aștept să vă arăt și să împărțim împreună. Construim o bază sub formă de dreptunghi pe care îl vom reprezenta foarte alungit. Peste ea adăugăm 3 dreptunghiuri de dimensiuni diferite. Suntem atenți că una din laturi va fi mai mică și cu mare grijă vom dubla partea de jos. Cred că voi aveți deja multe dreptunghiuri din acestea mâncate de ciocolată. Eu am mâncat și cercuri și am mâncat și pătrate. O să-l decorez frumos imediat. Și poate vă dați seama și ce e. Uitasem să vă spun că voiam să fac un tort. Observați că m-am și îmbrăcat așa elegant, ca pentru o petrecere între prieteni. Acum o să-l decorez superb! Părțile dublate vor fi împărțite în mai multe părți egale pentru un model diversificat. Vom completa cu cerculețe care vor deveni bomboanele de pe tort. În fiecare etaj vom reprezenta același model. Adaug și semicercuri dublate care dau senzația de dantelă. Voi reprezenta și o lumânare care este sub formă de dreptunghi cu un vârf. Colorez baza cu negru și fiecare dintre dreptunghiuri alternativ cu o culoare închisă și una deschisă din aceeași gamă. Am folosit violet și roz pentru a da o senzație de veselie tortului meu. Am folosit galben, care este o culoare foarte, foarte optimistă. Verdele l-am ales pentru că se potrivește foarte bine cu galben, în combinația lui fiind o parte de galben și una de albastru. Dantela de pe tort o voi colora cu un oranj deschis, care este chiar culoarea pielii.
repet aceleași culori pe fiecare etaj în parte. Colorez flacăra cu oranj și galben și corpul lumânării cu violet. Ați mai văzut așa tort frumos colorat? Este învelit în marțipan și e plin de ciocolată înăuntru. De-abia aștept să vină toți prietenii mei și să suflăm în lumânare. Deși nu-i ziua nimănui, e foarte distractiv să sufli în lumânare. Ne vom întâlni și data viitoare pentru noi călătorii în lumea artei. Vă pup! Pa, pa! După ce savurați o felie de tort delicioasă, dați subscribe canalului Miss Madi!